Salut, prieteni, eu mă numesc Oancea Cătălin și astăzi vreau să vă spun cum procedez eu cu frunza ce cade toamna sub pomi. Greblez tot, nu las frunză jos, acum sunt la un nuc. Această frunză conține foarte mult iod și dacă lăsăm strat gros, o să vedem că în primăvară nici iarba nu prea mai crește. Deci o strâng frumos, o fac grămadă și îi dau foc. Uitați, arde, iar cenușa poate fi folosită ca îngrășământ. Dacă vrem să facem compost din frunză, punem undeva separat și lăsăm să putrezească bine. Deci nu e bine să o lăsăm sub pom, deoarece este sursă de boli și de gângănii. Dacă o lăsăm să se composteze în amestec cu gunoi de grajd, iese un compost nemaipomenit. Dar, repet, o punem undeva separat. Uitați. O strângem frumos, o facem grămezi și ori cenușă, ori compost. Nu e bine să lăsăm sub pom. Deja am început să greblez. Am mai găsit și ceva nuci pe sub frunză. Vă mulțumesc, dacă informația v-a fost de folos, vă puteți abona la canalul meu.